Ziua de 29 noiembrie este Ziua Mondială a Bibliei. Biblia are și o zi. Acum nu știu dacă Biblia ar trebui să aibă o zi sau ar trebui să fie o carte de fiecare zi. Discutăm despre Biblie. Ce înseamnă Biblia? Ce a însemnat Biblia pentru rasa umană? Împreună cu pastorul Valentin Popovici din Statele Unite. Mai întâi, credeți că Biblia ar trebui să aibă o singură zi în care să fie sărbătorită sau să fie sărbătorită în fiecare zi? Vorbeam la noi că astăzi, și e încă joi, a fost ziua mulțumirii, Thanksgiving-ul, și vorbeam cu unii și alții și le-am spus despre ce am aflat, pentru că la noi nu se știe așa mult despre ziua Bibliei. Și cu cine am vorbit îmi spune, păi, dar Biblia nu-i pentru o zi. Numai trebuie să fie pentru toate zilele, și e adevărat. Pentru cerul gurii mele, spunea psalmistul, cuvântul tău e dulce și dulceața aceasta trebuie să fie în fiecare zi. Doar că e un lucru frumos că cineva s-a gândit, dacă avem atâtea sărbători în calendar, de ce să nu recunoaștem și o zi în care să spunem slăvit să fie Domnul că ne-a vorbit și ne-a lăsat o carte ca să înțelegem mai bine cine e El, cine suntem noi și care e planul pe care îl are Dumnezeu cu noi, cu oamenii. Și atunci, de ce să fim critici în legătură cu o zi a Bibliei? Să spunem slavă Domnului că e o zi în care lumea întreagă se gândește la Biblie și la Dumnezeu. Și pentru vremurile pe care le trăim, lucrul acesta e un lucru mare, pentru că trăim vremuri tare ciudate. De ce creștinii au pretenția că Biblia este singura carte adevărată? De fapt, și alte religii au pretenția despre scrierile lor sfinte că sunt singurele adevărate. De ce noi creștinii spunem că Biblia este singura carte adevărată, inspirată, care are valoare absolută? Apostolul Pavel îi scria lui Timotei. Timotei nu e unul oarecare și el e predicator. Ba, a fost unul din predicatorii de cinste pe care Apostolul Pavel îl lasă să continue lucrarea în locuri grele. Și asta îmi spune că Timotei, deși avea structura mai plăpândă, mai sensibil, poate mai duios în caracter, totuși a fost un predicator mare în vremea Apostolului Pavel și Apostolului spune toată Scriptura și vorbește de Biblia Vechiului Testament și de cărțile pe care le avea el de piele și care vrea să le aibă și la închisoare ca să citească. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și prin aceasta Apostolul Pavel dă, nu pot să spun o formulă, dar folosește niște cuvinte în care insuflarea aceasta nu e doar o inspirație, doar o inspirație așa peste gândirea cuiva. E vorba de ceea ce e putere din Dumnezeu pusă în cuvântul lui Dumnezeu. E insuflată și, e, spune apostolul, e de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. E în versetul acesta pus de Apostolul Pavel la 2 Timotei, în cartea din urmă a scrierilor sale, e ceva de taină. Biblia nu e o carte oarecare. Așa cum Evanghelia
despre care Apostolul Pavel spune că e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, dând întâietate celor care au fost sub revelația divină înainte de neamuri. E puterea lui Dumnezeu. Și aici înțelegem că Scriptura aceasta nu e o carte obișnuită. E o carte cu o putere tainică. Există multe cărți adevărate, cărțile de geometrie, cele de algebră. Eu nu spun că nu sunt adevărate, că după ele se duce matematica. Numai că aici e vorba de ceva divin în legătură cu viața noastră ca oameni. E îndreptarul, așa cum un tâmplar ia nivela să vadă dacă peretele e drept și dacă poate să continue zidăritul, ia nivela și bula aceea de aer, el știe că e bun. Așa e dreptarul Sfintelor Scripturi, o altă expresie a Apostolului Pavel, dreptarul acesta al Evangheliei. Insuflarea aceasta în cuvântul lui Dumnezeu e un lucru de taină și de un mister adânc, dar totodată pus la dispoziția noastră ca să-l folosim. Și așa cum spunea cineva, acordarea instrumentelor se face înainte de concert. Orchestranții își acordează instrumentele înainte de concert și scria el, noi trebuie în fiecare dimineață să ne acordăm viața, gândirea, vorbirea, după Sfânta Scriptură, ca apoi în viață, în umblare, spune ăsta e ca și cum ar fi concertul nostru, să fim acordați după etalonul, după diapazonul divin al lui Dumnezeu. Cartea aceasta e o carte care e îndreptarul, nivela pe care Dumnezeu o pune pentru viața noastră ca să știm cum să trăim. Cum explicați faptul că se ard Biblii? Biblia este cartea de căpătâi a civilizației occidentale, a civilizației vestice. Europa, Statele Unite, America de Sud, o foarte mare parte din populația lumii folosește Biblia drept carte de căpătâi sau o folosea. Dar s-a ajuns în anul 2020, într-un an pe care poate unii l-ar dori șters din calendar, din cauza pandemiei și a lucrurilor care s-au întâmplat în 2020, s-au ars Biblii în manifestațiile din Statele Unite, de exemplu. De ce credeți că s-a ajuns de la a fi cartea de căpătâi să fie atât de urâtă încât să fie arsă? N-a fost un fenomen de masă, a fost un fenomen punctual, dar îngrijorător. Biblia e cea mai iubită carte și poporul lui Dumnezeu, sfinții lui Dumnezeu, o au ca și o armă. E sabia Duhului. E numită așa de Apostolul Pavel. Sabia Duhului, adică cuvântul lui Dumnezeu. Fără ea, poporul lui Dumnezeu n-are armă de atac. Când vorbește despre panoplia credinciosului, singura armă de atac este cuvântul lui Dumnezeu. Spun că e cea mai iubită, cea mai prețuită, cea mai necesară, dar totodată e și cea mai urâtă. Și atunci te întrebi, de ce așa ceva? Nu așteptați ca diavolul să iubească Sfânta Scriptură. O cunoaște și a spune, o cunoaște mai bine ca noi. Diavolul însă luptă împotriva cuvântului lui Dumnezeu.
De la paginile de început ale Bibliei, diavolul încearcă să răstălmăcească cuvântul lui Dumnezeu. Oare a spus el așa, o ia pe Eva? Oare a spus el, Dumnezeu, Tatăl, așa ceva? Și Eva intră în dilema aceasta, pe cine să asculte. Diavolul încearcă să distrugă Biblia. Și nu vă mirați că în vremea aceasta noi am venit, și n-aș vrea să iau o digresiune așa personală, noi am ajuns familia Popovici, a ajuns în America în 1967. Atunci, printr-o răscumpărare și printr-o lucrare divină pe care am avut-o din România, Alexa Popovici, tatăl meu, mama și cei trei copii am plecat din România, parcă visam. Și am ajuns în America, numai că era o altă America. Era o America poate diferită chiar de visurile noastre, totuși era mult diferită ca America aceasta după 52 de ani. Am trăit aici mai mult decât am trăit în România. Era o America în care lumea venea la biserică în fiecare duminică și ținea Biblia sub braț. Unii aveau și cărțile de cântări, așa cum eram obișnuiți noi în țară. Multe din prăvălii erau închise, tocmai pentru că duminica nu e o zi de comerț și de cheltuit banii, ci o zi de închinăciune. Până și stadioanele nu aveau meciuri și sportul duminica era aproape inexistent, interzis. S-a întâmplat ceva și desigur întorsura economică probabil a fost cea care a început prăbușirea aceasta. Pentru că au fost prăvălii care au început să țină deschis duminica și a văzut că lumea merge să cumpere și dacă merge comerțul, atunci se mai deschide și alte prăvălii și până la urmă a ajuns să fie duminica, ziua Domnului, cum o numim noi, care e ziua de închinăciune, sau sabatul din Vechiul Testament. Ziua aceasta pusă deoparte pentru închinare a ajuns să fie o zi oarecare în calendar de odihnă, dar fără ca să aibă o stare de apropiere de Dumnezeu. Și-a urmat prăbușirea. Și astfel Biblia care e dreptarul învățăturilor și a vieții e dat la o parte și lumea a ajuns să se rătăcească, să trăiască după gândirea lor nebună. În epistola către Romani, apostolul Pavel spune că Domnul i-a lăsat pradă gândirii lor. Și prin aceasta ne spune că Dumnezeu e ca și cum a hotărât deja pierzarea. Pentru că omul după gândirea lui se rătăcește. Când Domnul Iisus vrea să aibă o imagine a poporului lui Dumnezeu, a oamenilor, folosește oile. Din toate, oile sunt cele mai neputincioase să se orienteze singure. Se iau după unele, după altele și dacă le lași de capul lor, oile se rătăcesc. Oile au nevoie de un păstor, au nevoie de un toiag să-l vadă că se ridică. Oile au nevoie de o îngrijire specială din partea unuia care nu e oaie. Și lumea se rătăcește.
și a spus de America că au ars Biblii și America acum în vremea noastră prețuiesc și iubesc America pentru că aici ne-a adus Dumnezeu și ne folosește și după 50 de ani eu vorbesc în casă românește, eu am și păstoresc o biserică în limba română, însă iubesc America. Dar America de azi nu mai e America visurilor, nu e America în care, aș spune, e Ierusalimul pe pământ aici. Și aici se moare, și aici cad turnuri, și aici e luptă, și politica e parcă mânată de diavolul. Dar eu cred că Dumnezeu are ultimul cuvânt în toate și mă încred în El. Pentru cei care nu știu ce conține Biblia, așa foarte pe scurt, într-un minut, două, ce conține Biblia? Care este mesajul Bibliei? Pentru cei care au auzit despre Biblia așa, ca despre o carte oarecare. Ce transmite Biblia? Dacă spunem că Biblia e insuflată și cuvântul acela e de suflul care dă putere și dă viață, ar trebui și bună întrebare pentru unul care nu știe ce e Biblia. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu pentru oameni. Dacă am fi și am venit într-o altă sferă și prima oară să venim și să vedem o Biblie, e bună întrebarea. Biblia care e insuflată și e scrierea prin care Dumnezeu vrea să ne aducă la El și să ne arate planul de mântuire. Pentru că de pe primele pagini ale Bibliei noi înțelegem că omul, prin alegerea și căderea în păcat, a distrus întreaga rasă, întreaga omenire și ne naștem în păcat. Ne naștem și, cum spune Apostolul Pavel, a închis totul în păcat, pentru ca să nu fie altă metodă de mântuire decât prin Iisus Hristos. Și nimeni să nu se poată lăuda că prin puterea Lui ajunge să fie mântuit. Avem toți nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Și atunci, într-un fel, Apostolul Pavel vorbește despre taina care e ascunsă de veacuri. Taina aceasta e însuși Hristos Domnul, Mântuitorul, Cel prin care, înainte de crearea sau de creație, de ca să fie ceva în universul acesta, Dumnezeu Tatăl deja a hotărât planul de mântuire. Și cartea aceasta ne dezvăluie cum putem să ajungem la mântuire. Nu printr-un turn Babel, nu printr-un Babilon politic, nu prin sforțările noastre ale omului, nu printr-o scară care să ajungă până la cer, ci prin pocăință, prin omul pe care Dumnezeu l-a hotărât ca să fie mielul de jertfă pentru păcatele noastre. Și planul e atât de frumos, atât de măiestru, să știi că pe tronul de glorie al universului, pe tronul de mărire, e un om. E cineva care are o inimă de om. Are o față ca și noi, are cuvinte pe care le prostește așa cum vorbim noi. E Mântuitorul, la dreapta Tatălui în mărire,
e cel care a umblat aici, în praful Galilei și s-a dat pe sine însuși și s-a lăsat bătut, batjocorit, ca prin sângele lui să avem răscumpărarea. Și asta e Biblia. O carte de mister, o taină mare, dar care ne-a fost dată și dezvăluită ca să o trăim. Dumnezeu v-a dat și harul de a scrie poezie. Aș vrea să vă rog să recitați câteva versuri care au legătură cu subiectul nostru, Biblia. Când Dumnezeu a zis cuvântul, întocmai se va împlini. Să treacă cerul și pământul, să piară soarele și vântul, dar graiul lui va dăinui, așa a spus și așa va fi. Cuvântul lui nu e o părere, un gând la întâmplare spus. El are viață și putere, în el e focul ce nu piere. Cuvântul Domnului Iisus e un răsărit fără apus. Făgăduințele de slavă, oricât de grandioase sunt, s-or împlini până la silabă, până la iota cea mai slabă, până la micul amănunt, până la virgulă și punct. Hristos, cuvântul din vecie, e viu și în veci va dăinui. Chiar dacă iadul cu mânie lovește în sfânta împărăție, Iisus Hristos va birui, așa a spus și așa va fi. Slăvit să fie numele celui care ne-a răscumpărat. În veci amin, în veci amin, mulțumim frumos. Ne-am adus, am intrat în prezența slavei lui Dumnezeu, vorbind despre cuvântul lui Dumnezeu, singurul cuvânt, singura carte adevărată de pe toată planeta aceasta, care este inspirată de singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeul creștinilor, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Împreună cu pastorul Valentin Popovici din Statele Unite am discutat despre ziua de 29 noiembrie, zi declarată Ziua Mondială a Bibliei. Biblia este o carte de fiecare zi, nu doar de o zi, însă am avut acest subiect cu ajutorul lui Dumnezeu. Despre cuvântul lui Dumnezeu care dăinuiește în veci, în ceruri, slavă lui. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!